Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Oamenii Văijiului. Astăzi ne propunem să ne oprim asupra problemelor din orașul Uricani, pentru că alături de noi se află primarul orașului. Este vorba despre domnul Dănuț Buhescu. Bună ziua, Hristos a înviat, bine ați venit! Să rămâne adevărat că a înviat. Salut și telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune. Cum ați petrecut sărbătorile de Paște anul acesta? Pentru că bine, anul acesta a fost diferit față de ce s-a întâmplat anul acesta. Acasă, în familie, cu prieteni. Deci n-a fost mare lucru, dar a fost ok. Limitele în care, vedeți, cu pandemia sunt și restricțiile care sunt. Da. Haideți să vedem, pentru că perioada aceasta de relaxare, să spunem așa, a trecut, în care au fost sărbătorile, când am stat cu familia, ne-am văzut de treabă, să spunem așa. Care sunt planurile dumneavoastră pentru orașul Uricani, având în vedere că sunt foarte multe lucruri pe care cetățenii le așteaptă din partea așa dumneavoastră, este. Lucruri pe care le-ați și promis în campania electorală. Haideți să vedem Corect. Câte sunt realizabile, cât ați reușit să faceți. Corect. Da. În primul rând să încep cu ce e mai rău. Ce este mai rău, adică în ce sens deranjul pe care îl produce o investiție, este vorba de canalizare și apă. Dar aici suntem într-un contact permanent cu conducerea APA Servului. De ce? Pentru că foarte multe lucrări atacate, unele au început mai târziu, au ieșit din grafic, dar până la urmă s-au prelungit contractele cu constructorul. Este vorba de deranjul, bodul în care lucrează constructorul. Acum, sigur, ei au venit cu un preț foarte jos, sub 70%. Este treaba lor, așa și-au asumat. Și nu se poate. Lucrurile trebuie să fie executate, chiar dacă au venit cu mai mult de 30%, o valoare sub valoarea care rezultă din proiectare. Dar împreună cu APA Servului, v-am spus, încercăm cu funcționarii din primărie, serviciul de investiții, stăm, facem presiuni pe constructor, pentru că a deschis mai multe fronturi de lucru, în special în zona Brazilor, Unirii, o parte din strada Progresului. Deci sunt zone în care se lucrează cam în murdar. Nu-mi place deloc ce se întâmplă. Ce puteți face în sensul acesta? Ce putem face este viteza de lucru a constructorului. Avem situații, de exemplu, între Progresului și Taylor, o zonă verde, anul trecut refăcută. Acum s-au trezit când au venit cu probele, pentru că se fac probe la o presiune de trei ori mai mare decât cea care, la care trebuie să funcționeze. Asta pentru siguranța investiției. Și orice stropicel sau se vede pe măsurători, și atunci vă dați seama, a trebuit să dezgroape din nou totul, bucată țeavă cu țeavă, de obicei la îmbinări, să vadă unde este scăparea de apă. Și vă dați seama, iară deranj, iară mizerie. Asta e viața. Anul acesta e un an care, din punctul ăsta de vedere, va fi un an de deranj. Or să le facă, dar lucrurile o să le facă așa cum le refac ei de obicei. Adică, este adevărat adică că ce înseamnă asta de obicei? Trebuie să aducă terenul la starea inițială. Uh-huh. Și este adevărat că pe unde au trecut, nu peste tot au fost lucrări noi. Și sunt convins că în foarte multe zone, așa cum s-a întâmplat în orașul vechi, cum spunem noi între ghilimele, da? Unde a trebuit să le fac eu primăria în foarte multe zone, vin cu investiții practic cap-coadă. Vorbesc de alee pietonale, de străzi, dar acolo unde constructorul spargă o stradă, o refac numai pe un metru. Dar ea a fost afectată datorită utilajelor aproape toată. Dar lucrul ăsta vom avea grijă ca în bugetul pe anul viitor, cât o să, în funcție de câți bani o să avem, cu siguranță și în bugetul pe celălalt an, vom prevedea bani astfel încât toată zona din Brazilor, Unirii, mai ales între blocuri, parcări, alei pietonale care au fost distruse, să le refacem, și îmi propun să le fac noi nouțe, și în alte zone, e o lucrare care într-adevăr trebuie făcută, e ca și cum ai zugrăvia acasă, și până termini zugrăveala, până rezugrăvești din nou, mizerie, asta este. Acum depinde și cât durează această perioadă. Durează, pentru că
Constructorii mereu s-au plâns de lipsă de oameni, este politica lor de personal. Probabil că unii pleacă când găsesc loc de muncă în străinătate mai bine plătit, caută pe alții. Vedeți, dumneavoastră, problema asta se confruntă de altfel, cred că, foarte multe firme. Și sigur, când vorbim de canalizare de apă, sunt acele săpături, se generează mizerie, că am locul unde este săpătură pentru canalizare, mai la dreapta săpătură pentru conducta de apă. Și vă dați seama, întâi vine cu canalizarea sau cu conductele de apă noi, cu gurile, cu rețele, cu astea de colectare, canalele de colectare, și este un deranj foarte mare. Dar, din punctul ăsta de vedere, anul ăsta este un an care, e un an în care, practic, când vor termina lucrările, nici mai când, că o să vină toamna, vine iarna, noapte bună. Dar anul viitor mă voi concentra spre lucrurile acestea. Însă, eu mi-am, de asta și am început cu asta, pentru că vom duce la sfârșit investițiile începute. Și aici mă refer inclusiv la eficiența blocurilor de locuință. Știți că am început pe două loturi, un lot de 7 blocuri cu un constructor, un alt lot de 6 blocuri. Se lucrează în continuare, mai mult de jumătate este terminat. Ne-am propus anul ăsta să le finalizăm pe toate, din vechiul exercițiu financiar european. De asemenea, avem regenerarea urbană a orașului Uricani. Este vorba de faleza Jiului, unde nu s-a finalizat. Constructorul a început treaba. Sunt zone verzi sau, dacă vezi, chiar și arbuști care nu s-au prins, trebuie schimbat. Lucrarea e în continuare. Sunt zone de iluminat care mai trebuie continuate, sistem de supraveghere și așa mai departe. Toate lucrurile care vor trebui terminate anul acesta categoric. Asta mi-am propus, faleza Jiului, să o finalizăm anul acesta. Mai avem de finalizat o altă lucrare, acel prim loc de picnic din Valea Jiului, mai micuț, a fost un sediu administrativ al fostei exploatării miniere Valea de Braț, și acolo încă lucrurile se află în desfășurare. La fel, anul acesta ne propunem să executăm lucrarea. Acolo vor fi 2 ani de zile lucrarea în garanție până la semnarea recepției finale și toate neconformitățile care ar putea să apară. Da? În zona aceea vreau să spun că în viitor, în afară de acel loc de picnic, ne propunem să vedem în funcție de bani. Acolo simt eu că mai trebuie să amenajăm cel puțin un loc de joacă mai serios și eventual un teren de sport. Pentru că o să mergi la picnic, să stai, să mănânci, să bei, să fie, bei complex, și asta să fie copiii, da, să aibă unde să se joace, mai poți face o mișcare, un mini fotbal acolo, să joci cu mingea. Dar practic acest loc de picnic ce presupune? Cum va arăta? Practic sunt 10, să zicem, 10 mini filigori, în care este construit o sobă, un grătar în care să vii cu lemnele de acasă sau cu manganul, ai făcut focul, îți prăjești carnea, mititei, peștele sau ce ai, o măsuță unde este o chiuvetă, fără masă în care să tai acolo, pentru că acum mai nou se presupune și vii cu marfa pregătită de peștele, acasă, carnea pregătită de acasă, sigur, gata spălate. Acolo să ai să speli vasele, să speli pe mâini și de ce o măsuță. De ce îl numiți primul loc de picnic din Valea Jiului? Pentru că o astfel de zonă făcut există de administrație publică locală. Există și la Brădet, în Petroșani. Loc de picnic la Brădet, în Petroșani? Da, sunt locuri. Am fost acolo. Sunt acele filiguri, există grătare. Nu, este spre pentru picnic. Am înțeles. Înțelegeți? Doar alte nu sunt păduri, nu sunt. E un perimetru mic, practic nu v-a spus. Deci destinat faptul exclusiv picnicului. Da. Pentru că apologia picnicului, noi neavând perimetre, în Uricani se știe, în câmpul lui Neac mai ales, vine foarte, foarte multă lume. Și stau deocamdată pe perimetre, ați văzut și dumneavoastră, am mers chiar în weekendul trecut, sâmbătă, duminică, plin, full. Sute, dacă nu cumva, de ordinul peste 1000 de corturi, mese, pe orașul Uricani, deci un oraș foarte lung. De la intrare în Uricani până la ieșire sunt peste 30 de kilometri. Vă dați seama, pe drumul național, în drumul acela spre Herculane. Și din motivul ăsta lucrăm acum la un proiect pentru un loc de, să spunem, parc mai mare cu multe funcționalități de tip camping, în care dorim amenajarea
infrastructurii din zonă, cu iluminat, cu alei, cu un loc de evenimente pentru 4-5 mii de persoane. Acolo avem, am gândit, spații să poată fi campate 150 de corturi. Avem terenuri de sport, de fotbal, de exemplu, teren de tenis de câmp, teren de basket, teren de badminton, un teren de mini, un teren de mini, la ce fel de un teren de mini golf. Am gândit acolo inclusiv un mic patinoar. Am gândit un teren pentru tineri, pentru sporturile skateboard. Am mai pregătit toate făcute la nivel occidental, așa s-a gândit în proiect. Am gândit un teren pentru, să spunem, relaxare, joacă, mișcare, pentru toate vârstele. Multă zonă verde, chiar o mini-grădină botanică, aș putea spune, între ghilimele. O zonă de biodiversitate, în loc să dea bine și ochiului și așa, o zonă de aventură, parc de aventură, tiroliene, zonă de grătare, maxim două am gândit acolo, zonă, pentru că este nevoie și de grupuri sociale, da, în care am gândit inclusiv dușuri. Să vedem acum grupuri la evaluare. Sanitare, la asta vă grupuri sanitare, da. Pentru bărbați separat, pentru femei separat, cu WC-uri, cu chiuvete separat, dușuri pentru bărbați separat, am spus pentru femei separat. Să vedem ce va rămâne, pentru că în momentul când merge la evaluare, o să spun, mai lasă aia, mai taie pe aia altă și așa mai e. Vorba de la ce evaluare se este vorba de 12 hectare. Imediat undeva la 200 și vreo 200 și vreo 20 de mii, 200 și vreo 30 de miliarde lei vechi. Vorbim de 12 hectare, v-am spus, am gândit inclusiv un iluminat cu alei, omul se plimbe în afară de mișcare, facă și plimbări în aer liber, să aibă unde să meargă, stai la iarbă verde. Deci încercăm să acoperim toată paleta asta de nevoi, de servicii pentru cei care vor să iasă din casă la iarbă verde, cum se spune, da, într-un mod organizat. Asta în condițiile în care... Și sigur, acolo, dacă reușim să... Dacă reușim să câștigăm această finanțare și să implementăm acest proiect, este clar că vom face prima nedeie din Poiana Mare. La va fi primul și pe aceea o să vedem în ce măsură cu meseriașii din domeniu dorim să realizăm chiar evenimente în timp cu motocicliști, sunt grupări de motocicliști, de tot felul de hobby-uri în care, dacă le asigur locuri de campare pentru corturi, ei vin cu sutele. Deci e o și modalitate de a atrage cumva turiștii să vină în această în mod deosebit. Dar asta e pentru viitor. Eu vă spun la ce mai lucrăm noi acum, la modernizarea drumurilor vicinale, ultimul lot, care încă îl avem în lucru, la modernizarea străzilor și aleilor pietonale, care încă le avem în lucru în orașul Uricani, reabilitare de poduri și punți pietonale pe care am dat-o de începere din toamna trecută, abia acum anul acesta intră în forță pe această lucrare. Se continuă lucrările la noua grădință cu 4 săli de clasă. De asemenea, cum spuneam, se continuă lucrările la... Și nu vă ascund, în anul acesta am prins bani în buget pentru o serie de parcări. Am prins bani în buget pentru a mai extinde iluminatul în câmpurile, chiar în zona lacului. Chiar o parcare, pentru că prima parcare pe care doresc să o fac anul acesta este în spatele blocului 11 și 11A, între sala de sport și aceste blocuri, unde vrem să amenajăm și parcarea și un iluminat modern în acea parcare. Am mărit-o, în primul rând, pe zona de topografie, pentru că trebuie să facem și lucruri de topografie, de dezmembrări, să-i dăm această destinație și documentația necesară. Acolo vreau să încep cu acea parcare. Prin urmă, în spate, la ceuri, pe Aleea Brazilor. Deci ceurile se află între strada Ghiocelului și Aleea Brazilor. Acolo, iarăși, dorim realizarea unor parcări și, sigur, anul acesta, cred că scot la licitație și acea stradă între Școala 2 spre centrala termică, fosta centrală termică CT1, până în blocurile 3 și 3A, unde vom amenaja inclusiv alei pietonale, un iluminat ornamental pe partea dinspre ceuri, pentru că pe partea cealaltă există iluminat stradal finalizat anul trecut. Vom face pe aleea
pietonală dinspre ceuri și iluminat ornamental de genul cum este cel de la poștă. În funcție de bani, desigur. Îmi propun să asfaltăm peste programul pe care l-am în derulare cel puțin două străzi ale mămălanilor noștri, cum se spune, un proiect nou de reabilitare de vreo 230 de miliarde care se află în fază de finalizare și de depunere pentru a câștiga finanțare pe un lot de vreo 18 drumuri vicinale. Eu vreau să continui în Uricani pe drumurile vicinale, că avem foarte multe, mai multe decât are Petroșanu. Nu mă refer la străzile urbane din zona urbană și la drumurile mămărlanilor. Că așa e Uricani, foarte întins. Sunt drumuri și cu 10 case, și cu 20, și cu 7 case. La asta trebuie să le facem pe toate. Țin minte, dacă îmi dați voie, din timpul campaniei electorale, că mereu ați adus în atenție acest aspect, că aveți mai multe drumuri vicinale decât Petroșani. De ce așa faceți este această comparație cu Petroșani? Să scot în evidență faptul că orașul Petroșani este mai mult masat pe zona urbană. Așa. Este mult mai mare, din punct de vedere al zonei urbane. Și populația o arată. Iar Uricani, și suprafața orașului Uricani este mult peste cea a Petroșanului. Iar noi, nu că suntem izolați, cum spunea domnul Butulescu, care a rămas în urmă cu știința, când a fost obraznic de, știți, în campania electorală, când a jignit-o și pe soția, lucru care nu se cade la un om de cu statutul domniei sale, dar i-am spus că a obosit omul și îl înțeleg și nu sunt supărat din motivul ăsta, trec cu vederea. El este foarte întins. Are o speranță foarte mare, este și foarte întins orașul Uricani. Vă spuneam că de la intrare în Uricani la ieșire sunt peste 30 de kilometri. Este mai aproape primăria Petroșani, dacă plec de la primăria Uricani până la primăria Petroșani, decât dacă plec de la primăria Uricani până la graniță cu Gorjul. Asta încerc să vă explic. Am înțeles, da. Adică este foarte lung. Păi, numai dacă vă dau cabana de vânătoare, Câmpușielul, Câmpul Mielului, care aparțin ca și Câmpul Leaca, și Valea de Beasca, și Ghilugu, zona Rostoveanu, toate aparțin de orașul Uricani. Și atunci, vă dați seama, sunt foarte multe străzi. Pentru că una e să ai o stradă unde locuiești, dacă luăm în colonie în Petroșani, ai poate cel puțin 100 de case, cu o stradă ai rezolvat 100-200 de case, pe când la mine cu o stradă, da, sunt puține, sunt răsfirate. Dar și ei sunt locuitorii noștri, cu atât mai mult cu cât dorim să dezvoltăm turismul. Și de această perspectivă nu ascund faptul că va fi o mare nevoie de construcții de pensiuni. Și asta o va cere piața. Dacă nouă ne reușesc anumite proiecte, piața va reclama lucrul ăsta și atunci se pregătesc terenul din timp. Și din punctul ăsta de vedere al infrastructurii stradale. Așadar, aveți în plan foarte multe investiții în perioada următoare. Stați un pic numai. N-ați terminat lista. Anul acesta sperăm, dacă nu sunt probleme la licitație, scoatem la licitație lucrările de reabilitare și dotare cu echipament tehnologic nou. Cu echipament specific la Liceul Tehnologic Retezat. De asemenea, avem reabilitarea clădirii fostei discoteci, fostei popicării, în care acolo ne-am propus să facem un atelier multifuncțional pentru profilul avem, de fapt, pentru alimentație publică, turism, un profil la școala profesională și liceu, și mai avem un profil de prelucrare a lemnului la școala profesională. Și atunci am considerat că este nevoie, în imediata apropiere a liceului, unde e și blocul turn, să realizăm un atelier pentru acești copii în care să-și facă practica în condiții de civilitate. Sigur, practic o mai fac și pe alte firme private. De asemenea, și-am prins banii pentru contribuția noastră și pe acest proiect, și pentru clădirea liceului, pentru sălile de clasă, pentru curtea liceului, terenul de sport, împrejmirea, toate vor fi reabilitate, scot la licitație, sper că anul să-ți dau ordinul de începere a lucrărilor, astfel încât până avem termen de finalizare, până la finalul, cel târziu, luna noiembrie-decembrie 2023. Tot în anul acesta scot la licitație școala generală numărul 2, inclusiv curtea școlii. Pentru reabilitare. Reabilitare, dotare cu echipamente didactice, laboratoare și așa mai departe. Tot anul s-a scos la licitație sala de sport. Reabilitarea ei. Tot anul acesta s-a scos la licitație, tot pe fonduri europene sunt câștigate aceste investiții. Cred eu, deocamdată,
un modern parc de joacă pentru copii. În zona parcului existent de la poliție. Locurile de joacă de acolo, de aceea nici nu le-am pus cauciucuri pe jos, nu le-am pus platforme betonate. Știam că va veni vremea aceasta, acele locuri de joacă le translatăm, le-am și programat unde sunt nevoi, sunt lipsuri. În alte zone unde avem locuri de joacă distruse, le punem pe acestea și acolo venim cu proiect pe fonduri europene să le implementăm și anul ăsta sper să reușesc să facem licitația, să dăm ordinul de începere a lucrărilor. De asemenea, în spatele grădiniței noi, care se construiește în Bucura 2, spunem noi popular Moldova Nouă, unde am locuit ani de zile, da? Dar și acolo realizăm... Spune așa? De ce îi spune Moldova Nouă? Pentru că eu însumi sunt moldovean și vin de acolo și sunt mândru. Pentru că și dacă eram... Și construiți o mică Moldova, și... nu. Sau de ce? Nu, în momentul când a venit cei care au venit cu acțiunea acelea, 9.000, 11.000, 12.000, dar noi am venit cei mai mulți din Moldova. Așa. Și acolo, în zona aceea, s-a întâmplat să fim cazați majoritatea provenind din Moldova. De când eram tineri, știți cum era, vreau Ceaușescu, unde au venit mai încoace, și de aia spunem popular, în sens plăcut, Moldova Nouă, pentru că eu însumi sunt moldovean și a rămas o poreclă așa, de care nu mi-este rușine, dimpotrivă. Sunt mândru, așa cum de altfel mândru este și cel care s-a născut african, cel care s-a născut în China. Este, dacă vreți, dragostea de pământul din care, că până la urmă, România noastră, dragă. Așa este. Și vreau să vă spun că și acolo vom face un parc de joacă, nu chiar la nivelul celui de lângă poliție, dar la fel modern, drăguț pentru ca, dacă vreți, copiii noștri să se simtă foarte bine și să nu sară gardul în curtea grădiniței. Pentru că după ce vom termina grădinița, într-un an probabil următor, după ce vom trebui să asigurăm mobilier și așa mai departe, ce nu-i prins în proiect. Și va veni vremea când inclusiv în curtea grădiniței trebuie să o dotăm cu aparate de joacă și atunci să știți că exista tendința ca, așa, copiii sunt copii, să sară gardul în curtea grădiniței. Atunci oferi în afara curții grădiniței un loc de joacă mai frumos decât la grădiniță, pentru că vin copiii din tot cartierul acela și atunci e bine și pentru unii și pentru alții. Și credeți că nu o să mai sară gardul? Eu cred că o să-l sară și în condiții. Acum, dacă se întâmplă lucrul ăsta, mai vorbim cu părinții și am încredere că lucrurile le vom rezolva. Spuneam că, așa cum am promis în campania electorală, lucrăm la și dorim să depunem proiect, să vină vremea, să câștigăm finanțare pentru... Eu am promis în campania electorală că în acest mandat voi scrie proiect pentru un nou lot de drumuri vicinale și în funcție de programele, fie europene dacă apar, fie naționale sau guvernamentale, să găsim locul unde să depunem, astfel încât să obținem o nouă finanțare pentru un alt lot de drumuri vicinale în viitor. Dar proiectele trebuie să le pregătim în acest mandat. În momentul când apare un program de finanțare, să avem ce depune. Tot anul acesta, încă o dată vă spun, eu am promis în campanie electorală că în acest mandat vom realiza documentația care este ușoară, sufoasă, dificilă, grea. Pentru aceasta am făcut un parteneriat cu primăria Arinoasa să extindem rețelele de gaz metan în toate gospodăriile țărănești, de la intrare din Uricani, Burzu, Mailat, Steinos, Valea de Braz, zona, tot ce înseamnă Valea de Braz, tot ce înseamnă Câmpul lui Neag. Deci vă dați seama, sunt rețele de peste 60 de kilometri, rețele principale de gaz metan. Cu Arinoasa, spuneți. Și am intrat în parteneriat cu Arinoasa. De ce cu Arinoasa? Pentru a avea minim 1000 de gospodării. Pentru că noi de la fiecare, ca să facem 1000 de gospodării, trebuie să vezi la fiecare ce dorești gaz, dacă vin cu conducte aici de acord să-ți introducă gazul, și doar la gospodările particulare. Noi avem foarte multe pensiuni, ele nu se încadrează, dar dacă conducta trece pe acolo. Dacă face o cerere, se leagă și el, da? Și atunci noi am reușit să luăm un fel de precontracte, da? Acord de la 700 și un pic de gospodării, Arinoasa de la 300 și un pic de gospodării și atât împreună facem acel număr minim, gândindu-ne că în vechile finanțări au condiționat să fie minimum 1000 de gospodării. N-ai într-o localitate, faci o asociere. Și am avut asociere cu
primăria orașului Aninoasa, noi având mai multe case lideri de proiect și pentru Unicani undeva valoarea de vreo 300, peste 300 de miliarde de lei vechi, la Aninoasa valoarea este de undeva peste 150 de miliarde. Și atunci, sigur, fiecare face în bucățică acordul. Prietenul meu, duc ca colaboratorul nostru și am îndrăznit și îndrăznesc oricând, la orice oră din zi și din noapte, ca împreună cu domnul Duca și, de fapt, Unicani împreună cu Aninoasa, să putem da dimensiunea unei colaborări care să arate că se poate împreună să obținem proiecte pentru care, dacă nu am avea acel număr de case, nu ne-am obține. De ce n-ați făcut cu vecinii dumneavoastră, cu Lupeni? Păi, pentru că Lupeniu probabil are un proiect în care are cel puțin cele 1000 de gospodării sau la ei este o continuare. Noi suntem la început de drum. Gospodăriile țărănești n-au fost niciodată cuplate la... Bun. Am promis că în acest mandat, și vreau să vă spun că nu aștept sfârșitul mandatului, ne mișcăm repede. De ce? Când mă uit pe listă, ce am promis că fac în acest mandat? Cu Tărescu. Hai să punctăm repede că mai vin altele. Și vorba să ai bani pentru aceste documentații. Am prins în bugetul de anul acesta, v-am spus, inclusiv pentru extinderea iluminatului bani. Da? Deci, drumurile vicinale, un nou lot, nou proiect, da? De asemenea, am prins bani pentru expertizarea tehnică și pentru eficientizarea energetică pe blocuri de locuințe. Deja am dat drumul la un prim lot de 15 proiecte de blocuri care să fie reabilitate cu eficiență prin programul de eficiență energetică. Am alocat bani și pentru că e vorba de blocuri din orașul vechi, unde sunt făcute de privirea rușilor. Acolo mă obligă la expertizare tehnică. Am alocat bani inclusiv pentru expertizarea tehnică. Mai am pus bani în buget, dacă este nevoie, pentru încă un maxim lot de 15 blocuri. Până în prezent și-a exprimat dorința doar asociație doar pentru 9 blocuri. Dar mai aștept până în luna, cel târziu, cred că în august. Dacă nu mai vine nicio asociație să mai depună, pe ce am strâns, pe ele le facem, le pregătim, astfel încât în momentul când anul viitor probabil o să apară ghidurile de finanțare, să fim pregătiți să depunem aceste proiecte pentru eficientizarea blocurilor de locuințe. Proiecte în care și locatarii sunt cotă parte? Sau cum se procedează? Da, și ce vreau să vă spun, că trebuie să povestesc despre Unicani. Dacă la Petroșani este la fel, cu atât mai bine. La noi, la Unicani, toate persoanele care se încadrează la, nu mai rețin numărul legii în minte, e o lege care permite pentru programele de eficientizare energetică a blocurilor de locuit, ca într-o familie, deci sunt patru membri într-o familie, dacă de toată suma pe care o au ei oficial, ca și venituri, o împărțim la patru, dacă este sub 20 și ceva de milioane, nu mai știu, suma aproape de 21 de milioane, pe membru de familie mai puțin, acel apartament a plătit doar 5%. Uh-huh. Dar și aia 5% i-am împărțit în rate de 10 ani. De când? După recepția lucrărilor. Din anul următor în care se recepționează, altfel încât omul să nu simtă la buzunar. Au fost cazuri când, de exemplu, a fost o familie de mineri, o pensie foarte mare, era numai nenea cu nenea, cu doamna, și nu dar numai cu au plecat prin Anglia. Nu ascund, l-am învățat, da? Și-au luat un apartament nou, dar a plecat în Anglia. Păi, fă-i mutație la dumneata și uite, dacă mai punem un membru, ia uite cum scazi și matale la 5%, că una e să împarți, aveam omul, cred că undeva la 48 de milioane, împărțit la 2 și la 24 de milioane. Deci trecea de 20, aproape de învățați pe oameni să facă ilegalități. Nu este o ilegalitate. Le-am spus să-și facă mutația, dar acolo știm foarte bine legea. Este omul dreptul meu să mă mut unde vreau. Dumneavoastră vă puteți muta unde doriți. Da, corect. Da? Ca să, și nu ascundem, dacă vreți, un artificiu legal pentru a beneficia de acest... Să facă artificii legale, atunci e bine. Da, dar nu e sprijinul lor. Noi, legea ne ajută sau nu ne ajută. Și eu nu le-am cerut bani înainte. Atenție! Alte administrații am înțeles că au cerut asociațiilor dați întâi 25% contribuția oamenilor,
Și abia după aceea noi, nu, domnule, noi am lucrat că altfel, vă spun, nu avem mecanisme prin care să-i ajutăm pe oameni. Pentru acest nou exercițiu european, am vorbit deja cu colegi primari din Valea Jiului și mă bucur că în principiu toți sunt de acord. Cred că mâine, dacă ne întâlnim la Petroșani, pregătesc un memoriu, o adresă către Premierul României, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul de Finanțe pe de-o parte, o altă adresă pentru Consiliul Județean care lucrează la programul, la planul teritoriului integrat IT Valea Jiului, în care dorim ca Guvernul României să înțeleagă că este nevoie ca pentru viitorul sistem financiar european, ca să încurajăm cetățenii pe de-o parte, având în vedere restructurările masive din minerit, oamenii au rămas fără locuri de muncă, a avut un efect negativ asupra bugetelor locale, la Hurican cel puțin, este evident, vă dați seama că înainte luam taxe și impozite, când am floare orașul Hurican, până prin anii 91-92, lucrau 6.000, în 91 lucrau 6.474 de persoane în Hurican. 6.700 ceva de pe în Hurican. Și în 2019 mai erau 615. Imaginați-vă cât au scăzut veniturile la bugetul local că de la exploatările miniere. Salariile minerilor, care fiind destul de mari, știți că cotă parte din salariu, se face impozit de, la primărie. Puteți seama, de acolo era grosul banilor. A scăzut fantastic de mult. Și atunci încercăm să convingem guvernul, măcar pe acest program de eficientizare energetică, să găsească ei să creeze un mecanism financiar prin care să asigure o contribuție în care noi, administrațiile locale, împreună cu cetățenii, să punem maxim 5%. Pentru asta ne batem. Aia știți ce înseamnă? Că cetățenii îi pun 1%. 1% îi pun. Și ăla îl împart în 10 ani. N-aveți grijă. Dar este ușor. Poți să faci. Că altfel a spus, dom'le, pentru ce tranziție justă când nouă ne oferi finanțări în aceleași condiții ca Timișoara, București și atunci ce mă ajuți? Să-mi întinzi fructul otrăvit, cadoul otrăvit, adică mă întinzi ce așa cu 500 de milioane de euro, 1 miliard de euro, dar fiindcă n-am partea mea de contribuție, n-am cum să iau banii aia. Și atunci e o minciună. Deci aceasta ar fi și critica. Dar avem experiență, pentru că n-am stat după guvernanți și să știți că în întâlnirile pe care am avut și online și fizic, exemplu Poloniei, Germaniei, statul polonez n-a discutat tot ce a semnat și Germania pe zonele miniere. Guvernul României, în afară de cei de fonduri europene, suportă partea de contribuție locală, nu-i lasă să pună mai mult de 2%. Și azi, dom'le, pe niciun program, măcar pe ăsta de blocuri, că ăsta pe oameni. Oamenii vor să stea în clădiri confortabile. Vrem să schimbăm imaginea Valea Jiului. Vrem turism în Valea Jiului. Trebuie să ne batem și pentru aceste programe. Și sunt convins că este susținerea tuturor primarilor, indiferent de culoarea politică, asta părea mea că este o bucurie. Le trimitem lucrurile acestea, de ce? Pentru că la momentul când se decide ce se întâmplă cu programul cu IT Valea Jiului, să avem puse pe tapet toate aceste nevoi. Revin aici, mai avem, de exemplu, banii alocați pentru realizarea unei documentații tehnico-economice pentru regenerarea spațiilor publice. Aici asta vorbim... ce înseamnă? Ce, ce înseamnă? De exemplu, Hurican, Petroșani, Vulcan. Eu vorbesc despre Hurican, da? Avem posibilitatea ca pe acest tip de program să scriem un proiect, și facem, am și prins bani pentru așa ceva, în care, vă dau un exemplu în Hurican, bulevardele, cele două bulevarde principale, Muncii și Republicii, de la intrare până în fundul orașului, nu străzile, tot ce înseamnă alei pietonale, fiindcă numai bine mai am de făcut o rețea de apă, se va sparge și partea de pe bulevardul Muncii dinspre partea opusă magazinilor, oamenii din care știu unde are viceprimarul acel fast food sau ce este acolo, deci pe partea opusă, mai bine spart și acolo, va fi deran și acolo, am spart cam tot ce era de spart în oraș, să punem canalizare, apă, am făcut iluminat nou pe aceste două bulevarde. Ei, vine vremea când trebuie să reabilităm tot ce înseamnă aleile pietonale și tot ce înseamnă parcuri stânga-dreapta. Reabilitate. Nu ascund că în funcție de aștept ghidul, vreau să modernizăm, să reabilităm, să facem o mini-piațetă pe fareza dinspre drumul național al Jiului. Vreau să realizăm cel puțin câte un loc de joacă, un loc de fitness, complex de fitness,
pentru mișcare în aer liber, unul în orașul vechi, unul în zona muncii progresului tăierilor și unul în unirii Moldova Nouă, cum îi spunem, unirii brazilor, grădiniței și așa mai departe. Pe, să fie măcar câte unul de asta. Vrem să realizăm problema, să rezolvăm problema sistemului de supraveghere, sistemul de circulație pentru persoane cu dizabilități. Deci, aranjarea, cum se spune, a unor zone, a oraș, spații verzi. Da. Dar lucruri pe care poate face orice oraș, noi ne-am, de la mine, se pot inspira și colegii primari din celelalte localități, că nu este un secret. Să spuneți după aia că v-au furat ideile. Nu. N-o să spun. Aici vreau să vă spun că avem ședințe online și pregătim în comun aceste proiecte. Și am insistat foarte mult și pe aceste nevoi. De aceea vă spun, orașele trebuie să le pregătim pentru un alt mod de viață. Nu doar pentru turism, dar mai ales dacă vrei să le pregătești pentru turism și dai un nivel de trai, de confort, de viață, omului să-i dai mândria că e bine că locuiește acolo și să mai crești și infrastructura necesară pentru dezvoltarea economică a localității. Deci să aibă casă, stradă, școală, masă și serviciu obligatoriu. Pentru asta trebuie să ne batem, astfel încât să-i determinăm pe viitorii tineri. Și de ce nu? Pe alții de afară să vină în orașele noastre din nou, să găsească orașe confortabile, orașe în care nivelul de viață, confortul să fie unul sporit. Atât cât putem și rețineți. Ne gândim la toate aceste proiecte cu mult curaj, cu multă îndrăzneală, dar cu multă înțelepciune și având în spate o experiență extraordinară, nu întâmplător, în condițiile în care bugetele noastre sunt sleite. Dar dacă noi nu îndrăznim să forțăm dezvoltarea, eu nu sunt de acord, cât trăiesc pe lumea asta, nu sunt de acord, nu numai că nu sunt de acord să ne afundăm. Că asta spun dacă ne uităm la bugetele locale. Cel puțin la noi, la Ninoasa și unele orașe care am rămas fără minerii, fără nimic. Am mai rămas un pic în Petroșan, Petrila, Vulcan, Lupeni, dar să știți că în timp și astea o să dispară. Noi trebuie să pregătim altceva, să punem în loc din ce vor trăi oamenii, pe de o parte, și care este confortul. Pentru că, de exemplu, sunt tinerii, da, care cunosc, vin prieteni de afară, cunosc, merg în țară, în Timișoara, unde fac facultăți, pe la Cluj, prin București, Iași. Dom'le, când vin acasă, nu merg fie rușine. Dom'le, ce ora stai tu? Ați atins un punct, da? Foarte sensibil. Și aici vreau să vă spun, eu mă pun în situația, eu știți foarte bine că am plecat de jos, de la Opincă, de la talpa de jos a poporului și eu am trecut în toate aceste etape. Știu ce înseamnă să stai în foame, în blocuri friguroase, fără bani, fără căldură. Toți pașii ăștia am parcurs și eu încerc să mă pun în pielea tuturor. Că acum am vremelnic, sunt primar, am un salariu mai bunicel de când a venit... No. Cât aveți asta salariu, domnul primar? Salariu? Salariul la primar este calculat în număr salarii minime pe economie. Așa. Dar vreau să vă spun că în ultimele trei bugete, da? În bugetul pe 2019, 2020 și în bugetul pe anul ăsta, ne-au înghețat salariile. Fiecare buget spune, chiar dacă se mărește salariul minim pe economie, salariile primarilor, viceprimarilor, la același nivel, se blochează. Ori noi avem și sunt salarii publici, sunt demnitari. Dar dacă vreți, oficial, după asta, undeva la 65 de milioane lei vechi, adică 6.500 de lei. Da. Net. Dar acei primari care atrag fonduri europene. Și aici se ia în funcție de numărul proiectelor. Dar noi în Uricane, având mai mult de 3 proiecte, eu cu aceste proiecte am undeva la 83 de milioane doar pe perioada când am implementare proiecte. Cum scade numărul, scade și aceste... Asta e singura noastră facilitate. E o formă de stimulare. Sigur, în... Deci, practic, e și în interesul dumneavoastră să implementați aceste... Păi, ca să stimuleze primarii. În Spania a fost o altă formulă. Aveau dreptul ca 2% din valoarea investițiilor să intre direct în conturile lor. Vă dați seama că dacă atrăgeam o investiție de 10 milioane de euro, 20.000 direct de euro direct în cont. Dau un exemplu, da? Că e 2%. E, lăsați că și România mai intră din procentele alea, mai intră și este singura facilitate mai. Pentru că, dom'le, până la urmă, bine, n-ai voie mai mult de 25%. Funcționarii au voie până la 50% din salariu. Pe implementare de fonduri europene, în funcție și de banii pe care are o administrație.
Noi, da, la cei care, la funcționarii care sunt implicați în fondurile europene, pragul e de 30%. L-am dat cu 5% mai mult decât pentru primari, pentru că ei sunt poate mai temători unii dintre ei, dar îi apreciez și pentru asta merită din... Asta înseamnă, de fapt, performanța. În viitor trebuie răsplătită performanța. Nu dacă faci sau nu faci același salariu. Performanța trebuie răsplătită. Sunt de acord. Sunt de dar acord. Pentru noi, încă, din păcate, v-am spus, al treilea an când ne-a înghețat salariile, nu e normal. Dar nemulțumitul lui Dumnezeu ia darul. Vreau să vă spun că mai avem, de exemplu, v-am dat un exemplu pe regizare spații publice. Vă mai dau un exemplu. Aș vrea să facem o scurtă pauză de publicitate, după care povestim despre ce alte planuri mai aveți dumneavoastră acolo pe listă. Sunt, acum cât îmi permiteți. Că... Vă permit, sigur că da, doar că trebuie să luăm pauză publicitară, okay, doar câteva minute. Mulțumesc. Rămâneți cu noi, pentru că domnul primar mai are multe lucruri de spus despre ce planuri are pe următoarea perioadă pentru orașul Hurican. Primarul orașului Hurican, Dănuț Buhăescu, se află în studioul nostru. Ne-a povestit despre foarte multe planuri pe care le are pentru următoarea perioadă în orașul Hurican. Lista însă nu s-a încheiat. Ne spuneați înainte de pauză că mai aveți acolo câteva puncte importante. Da, eu vorbesc despre ce vreau să demarez în acest an. În acest an, da. Pentru că ce vreau să încep nou, să pun în operă și sigur și proiectele noi. Vreau să vă spun că după eforturi extraordinare, se pare că am reușit, urmează partea de întabulare, pentru că mie îmi stătea foarte în gât, mi-aduc aminte când am venit la primărie, primarul blocul 13, era un schelet urât. Acum este, dacă doriți, cu ce mai lucrăm, mai executăm în zonă, în spate grădința, nu parc de joacă pentru copii, parcări, în față un parc de odihnă, recreere. Zona e transformată și urmează să se va finaliza una deosebită, îmi stă în gât și cred că multor locuitori blocul turn. Se pare că am reușit să le iau de la fostul proprietar, mai avem câțiva pași de făcut pentru a... În ziua de astăzi, până nu vezi finalul, nu ai încredere. Sper să se termine, însă preventiv am prevăzut bani și pentru expertizarea blocului și pentru realizarea documentației tehnice necesare pentru a depune pentru finanțare. Și atunci aștept să vedem programul național de redresare și reziliență, dacă nu tranziția justă sau porul, sau să vedem unde găsesc. Eu vreau să fiu cu proiectul pregătit. Acolo, pe fiecare etaj, sunt câte 11 garsoniere. Vreau să facem doar apartamente. De ce? Pentru că am observat că la tineri le dai garsoniere, fac copii, cum e normal, da? Se mărește familia. Se mărește familia și nu mai are loc într-un garsoniere. Așa că din prima... Vrem să facem apartamente și plus că blocul ăla, domnule, e o pată pe obrazul orașului și trebuie să găsim formule și îl vom face. Am primit, v-am spus, bani pentru toate documentațiile necesare, astfel încât anul ăsta, sper să termin, dacă nu cer târziu anul viitor, să fiu pregătit să depun pe una din axele de programele de dezvoltare care sperăm să apară la orizont, dacă nu cel mai rău caz la ANL. Dar cum la, eu caut o finanțare mult mai avantajoasă pentru oraș, pentru bugetul nostru, de ce? Că la ANL sunt foarte mulți bani care trebuie să dai pentru unități, centrale termice, sunt multe. Ei, dacă găsesc un program de finanțare pe fonduri europene unde spune că numai 2%, ar fi culmea. Da? Pentru că țin la bugetul local și nu prea avem de unde. Din ăla să faci bisă și pocnească, nu e chiar simplu. Da, vă mai spun că am alocat bani pentru... proiectarea, construcția de la zero a două blocuri noi, de locuințe sociale. La fel, vom sta la pândă să vedem dacă apar pe fondul european, dar nu, până la urmă, pe programul de locuințe sociale. Pentru că, vreau să vă spun, avem o cerere foarte mare de locuințe și nu avem unde să dăm la oameni locuințe. Avem peste 300 de cereri înregistrate în Hurican. Mai nou, oamenii știți foarte bine, nu au bani, tinerii nu au bani. Părinții le spune, mă, mută-te și tu. Crează familia. Unde să stea? La părinți. Părinții stau pe capul lor. Au și ei viața lor intimă. Firesc să caute locuințe. Acum, știți foarte bine, în ultimul timp, locuințele, cel puțin în Hurican, s-au scumpit destul de mult. Din două motive. Și se mai vând foarte greu. Chiar dacă unele sunt părăsite la prima vedere,
mai nou din cauza pandemiei, foarte mulți oameni, și am prieteni care îmi spun lucrul ăsta, s-au speriat, și-au văzut locurile de muncă închise, inclusiv în străinătate, o perioadă destul de serioasă în perioada pandemiei, și pe oamenii s-au speriat și au spus, domnule, n-am bani de chirie, unde fac, unde mă duc? Și atunci unii oameni au spus, bă, casa mea nu contează, o păstrez, că dacă se întâmplă ceva cu mine, are omul un acoperiș deasupra capului. Deci oamenii au devenit mai precauți. Mai precauți, exact. Și atunci trebuie să găsim formule, asta este una din formule, să realizăm, o spuneam, de blocul turn, și am prins bani pentru documentație tehnico-economică și pentru construcția de două blocuri noi. Și ne facem datoria anul ăsta, cât de curând o să scot la licitație, să am desemnat procedura, practic, de achiziție publică, proiectantul, și sperăm, dacă Doamne ajută, reușește anul ăsta, dacă nu anul viitor, să finalizeze proiectul, să putem împacheta, să-l pregătim, pentru că în situația în care, dacă anul viitor vor fi deja lansate programele și ghidurile de finanțare, să putem să le depunem, că lumea trebuie să știe un lucru. De la momentul când depui proiectul, până ți-l aprobă, dacă ți-l aprobă, e o perioadă obligatorie de așteptat. De ce? Vă dau un exemplu. Să zicem pe regenerare urbană. Să zicem că sunt bani 200 de milioane de euro. Dar se depun proiecte pentru 600 de milioane de euro. Atunci sigur că cel care selectează, comisia care selectează proiectele, trebuie să muncească un an, doi poate, în care să facă punctajul la toate proiectele, că din 600 de milioane de euro poți dea numai la 200 de milioane, da? Și atunci, proiectele care obțin punctajul cel mai mare, sunt niște criterii de performanță, au șanse să obțină bani. Și atunci eu doresc să pregătim bine, să fim în interiorul sumelor care sunt deja eligibile. Cu ajutorul Dumnezeu, vreau să vă spun că în mandatul trecut eu am avut procent de succes din proiectele depuse de 80%, 81%. Eu eram mulțumit, nu vă ascund, să fie și un 30% și un 40%. Dar se pare că și a fost peste așteptările. Îi felicit și pe funcționarii din primărie care lucrează la compartimentul de investiții, de fapt, toți colegii, că până la urmă depinde și de contabilitate, și ceilalți colegi suplinesc munca celorlalți. Eu, în general, pentru că în momentul când ai rezultate, uiți părțile mai puțin bune, da. Și sigur merită, eu vorbă de cezarului și al cezarului. Și funcționarii, să știți că merită felicitări, și sigur partenerii noștri, proiectanții, că fără ei, fără calitatea produselor lor, respectiv acele documentații, nu puteam să avem succes. Pe mine nu mă fericit, pe mine mă analizează oamenii și îi spun dacă am fost un manager performant sau nu. Și atunci, odată la 4 ani când se numără bobocii, atunci vă felicită sau bobocii, îmi spune mai stai sau pleacă. Da, corect. Și așa mi se pare normal. Asta este frumusețea democrației. Dați-mi voie să vă pun o întrebare înainte să mergeți la punctul mai vreau să anul acesta, un pic, vreau să demolez fosta clădire, fosta școală de la Casa de Copii. Pentru că este o pată pe obrazul orașului și acolo am și spus, voi scoate după aceea terenul la licitație, că există interes pentru cineva care dorește să facă o hală de producție în zona Casei Copii, care s-a transformat practic într-un parc, mini-parc industrial. Vă rog, îmi cer scuze. Da, nici vă rog, îmi cer scuze. E imposibil să vă opresc când vă puneți ceva în minte. Ceea ce nu e un lucru neapărat rău, pentru că înseamnă că sunteți foarte determinat și hotărât în tot ce faceți. Spuneți-mi, în momentul acesta, cetățenii din Uricani, cu ce se ocupă? Din ce își câștigă ei traiul? În mare parte. Da. Avem odată firmele private. Este prelucrarea lemnului. Aici, pe zona de prelucrare a lemnului, în special domnul Brăilă, Mielopărâu, mai sunt vreo două gatere, unul la Câmpul Neagru, unul parcă pe la Valea de Brazi. Avem foarte mult de acele așa numite gubele, da? De fapt, unul dintre cei care au gubele are cel mai mare număr de angajați, peste 110. Da? Avem zona de cabane, pensiuni, care funcționează. Acum știți foarte bine că și la Cheile Buții încă este o fază destul de avansată realizarea celui hotel de 4 stele, în afara clădirilor existente unde asigură cazare, știu,
relaxare, masă și așa mai departe. Sunt acele pensiuni făcute pe fonduri europene. Dau exemplu pensiunea de la Valea de Brazi, de la Valea de Pești. Am și uitat de mea care are, de regulă, trebuie să rezervi 4-5 luni de zile înainte să ai loc la acea pensiune. Deci lucrează și în acest domeniu o serie de oameni. În zona investițiilor pe care avem în Uricani, destul de mulți, chiar dacă firmele nu sunt uricani, nu plătesc impozit în Uricani, ei nu apar ca angajați ai orașului Uricani, chiar dacă sunt din Uricani, pentru că firma e din, nu știu, una e din Mureș. Sunt angajați una ai firmei respective, doar, da. Exact, dar firma nu are sediul la Uricani. În comerț, în servicii, da, de la manicură, frizerie, ce vreți dumneavoastră, mai puțin în zona asta de artă meșteșugărească, care fac tot felul de pretituri din lemn, din ăstea, dacă vreți mai degrabă, începând de la coarne, cuțite și așa mai departe, avem și așa ceva. Pe zona de încălțăminte, dezvoltat timid, dar și acolo este un patron care a început să facă încălțăminte de calitate foarte bună. Chiar am rămas uimit, calitate foarte bună. Așa, în zona de agricultură, zootehnie de munte, destul de mulți mămârlanii și zona, chiar dacă pare un pic așa, vine vara. Să știți că sunt oameni care merg la fructe de pădure, la ciperci, la plante medicinale pe care se duc și le vând la urăștie. Asta e sezonieră. Dar și acolo se lucrează sezonier. Da. Sunt femei, copii care nu mai stau pe acasă. La ajutor social avem foarte, foarte puțini oameni. Foarte, foarte puțini oameni. Pe care, de exemplu, pe cei care au copii până în 7 ani, n-ai voie să-i pui la lucru. Iar cei care trebuie să presteze zilele în folosul comunității, nu știu dacă sunt 20. Asta, minciuna asta cu ajutoare sociale de mănâncă bani, este o goașă inventată de PNL. Îmi cer scuze, chiar îmi cer scuze, dar se vedește minciuna grosolană. PNL, USR și așa mai departe. Nu e, domnule. Păi în Uricani, când a venit la primărie, erau 1583 de asistați sociali, de oameni cu ajutorul social. De la 1583 am ajuns, v-am spus, vreo 20 care fac zilele și mai fi vreo 15 care au copii mici, nu au voie conform și normal să fie așa. Normele europene, n-ai voie pe cei care au copii până în 7 ani de zile să pui să presteze muncă în folosul comunității, pentru că e normal să fie așa, o directivă europeană, trebuie să o respectăm cu toții. Avem vreo 40 și ceva de angajați ca asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități. Ei apar angajați ai primăriei. Da. Noi la primărie avem undeva la 54 de angajați. Mai avem serviciul de gospodărie cu personalitate juridică și are vreo 22 de angajați. Poliția locală am băgat în așa 54. Da? Imaginați-vă că am trecut și prin ce am trecut, că ne-au jumurit ăștia, au crezut că ne omoară. A fost foarte supărat. Foarte supărat, nu ne-au omorât. Doar că a trebuit să amân niște investiții, că așa vrut guvernul PNL-USR, să omoare primarii, au zis ei PSD, noi suntem primare oamenilor, domnule, în primul rând. Să le fie rușine, spun și acum, ne-am bătut din timp prin structurile asociative, Asociația Orașelor din România și municipiile la rândul lor, în care am pus piciorul în prag și am spus să respectați legea prin care voi aveți obligația să alocați 90% de la bugetul de stat. Pentru că imaginați-vă pe mine, pe noi, ne costă acele salarii 25 de miliarde pe an. Că e vorba de salarii și indemnizații. Odată ia salariul, persoana angajată, care îngrijește persoana, de obicei sunt părinții, el devine salaria cu carte de muncă și mai trebuie să plătim și cum e normal să primească și persoana cu dizabilități primește alți bani. Nu o sumă prea mare, deci sunt două surse. Ei, la Uricani 25 de miliarde. Să vă dau așa, o simplă cifră. Noi anul trecut, din tot ce înseamnă taxe și impozite locale, pe mașini, pe amenzi, pe timbre, pe, nu știu,
terenuri, clădiri, tot ce vreți la persoane juridice, fizice, am adunat 33 de miliarde de lei vechi. Păi dacă ar fi fost din bugetul local să plătim noi toți banii aia, dacă scazi din 33, 25 miliarde, mai mărea 7 miliarde? Păi salariile angajaților din primărie, inclusiv aici mă refer și la serviciile, avem serviciu de gospodărie cu persoane juridică, dar noi trebuie să plătim acest serviciu. Avem poliția locală, noi trebuie să plătim. Centrul de informare turistică cu casă de cultură, așa mai, noi trebuie să-i plătim pe oamenii ăștia. E undeva la 48 de miliarde. Și mai... și în afară deja 33 de miliarde, au fost undeva la 13 miliarde cota din impozitul pe venit, ca să înțelegeți. Da? Da, am priceput. Ei, iată care bine este... Bine că s-a dacă rezolvat, permiteți, domnul primar. Iată care este cea, una din cele mai grele munci al unui primar. Să aduci bani. Odată să poți funcționa, pentru că nu vorbim doar de salarii. Noi se plătesc, în primul rând, dau numai corespondența cu judecătoriile, cu parchetele, timbrele acelea, corespondența care suntem obligați. Acolo sunt o groază de bani. Zilnic se dau zeci, sute de plicuri în unele zile chiar, care trebuie să le trimiți la oameni, pe la judecătorii, pe la instituția de stat și așa mai departe. În afară de ce este online, internet, pe telefonie, așa mai departe. Dar avem, vă dau un exemplu, iluminatul public. Partea de întreținere, modernizare, reparații, școli, dotări, care nu sunt asigurate de la bugetul de stat. Este bursele elevilor. Anul ăsta, ăsta e o bucurie, aș putea spune, și fericit. Ne dă o parte din bursele elevilor. Cum era normal, la bugetul de stat se trebuia să se dea. Noi dăm bursele elevilor, diferența o dăm noi. Avem naveta cadrelor didactice. Anul ăsta, într-adevăr, fiind an de pandemie, nu am prevăzut niciun ban pentru că e normal, până la urmă. Pentru NEDEI, pentru zilele orașului, pentru evenimentele Sky Rise, Oslea, asta din iunie. Dar nici nu cred că NEDEI se vor organiza, nu? Deci nu, nu se absolut, organiza. Dar noi asta am și prevăzut. Când am văzut cum evoluează pandemia, nici nu ne-am gândit să punem bani pentru așa ceva. Trebuie să ajutăm cultele religioase. Pentru că, și nu doar, încă o dată am spus felicitări cultelor religioase care au înțeles în anii trecuți că cei mai mulți bani am dat pentru construcția și finalizarea noii catedrale. Iată, din vremea, le dăm și în funcție de bănuții pe care reușim să-i facem, mai dăm și la celelalte culte, inclusiv la Biserica de la Câmpul lui Neag, da? La Biserica Greco-Catolică. Așa e normal să-i ajutăm pe toți. Pentru că ei sunt a noștri și viața spirituală, să știți că este o componentă importantă în viața generală unei societăți. Pentru că mai trebuie și doctor de suflete, da? În afară de profesor, în afară de doctorul care verifică, face sănătoasă, sănătos fizicul, mai avem nevoie cineva și de medici de suflet. Eu așa aș putea să traduc nevoia de viață spirituală, nevoia de preoți, de pentru fiecare culte religioase. De credință. De credință, cum da. Se numesc ei. Spuneți-mi, domnul primar, care este în acest moment, din punctul dumneavoastră de vedere, problema cea mai mare cu care se confruntă orașul pe care îl conduceți? Punctul meu de vedere pentru... Cea mai mare problemă a orașului Uricani în momentul acesta. Care consider că ar fi cea mai mare problemă? Din punctul meu de vedere, dacă mă întreabă asta pe mine la prima vedere, parcă în cel iertarea mă omoară lucrările acestea la canalizare și apă. Cele cu care ați și început parcă, astăzi. Da, parcă durează prea mult. Acum eu, pe de altă parte, înțeleg că trebuie să lucreze. Faptul că vin și sparg a doua oară, cel puțin pe strada mea, trotuarul a fost spart de trei ori. De trei ori. Dacă, Doamne ferește, puneam asfaltul pe el. Dar eu mi-am dat seama. Păi nu există comunicare. Doamne, domnule, e bine, domn primar. Și am vorbit cu Sava, domnule, nu turna. N-am încredere. În două săptămâni m-au pleznit, au venit cu acele, au o firmă separată, cu consultantul, fac probe serioase, de trei ori mai multă presiune. Și a dus să vede adevărul. Sapă din nou. Și am mai să fac și a treia oară. Și asta mă termină, pentru că înseamnă bani. Acum am o parte din proiecte câștigate pe proiect, pe funduri. Eu pun 10%, 5%, 2%. Dar, de exemplu, în cartierul Aleia Brazu, în Nurini,
Acum n-am nimic, trebuie să pun din bugetul local. Ce o să pun? Pentru că primul loc întotdeauna la mine, eu știți că am o deviză asta și nu este una falsă, nu este una de propagandă, pe primul loc sunt oamenii. Poți să lași pe oameni să... Da. Eu o să repare cum o să repare, dar nu o să fie niciodată cum dorim. Noi oricum doream modernizarea zonei respective. Și mă bucur că n-am trecut peste tot, mai ales în spatele blocului de sparcările, la modernizare, știind că vine canalizarea. Da? Altele zone o să le refac ei așa cum scrie la carte. Cel puțin unde sunt aleile aia care se ocupe fonduri europene, am câteva, din fericire doar câteva, vor fi făcute așa cum le-au găsit. Dar în rest trebuie să recunosc, oricum aveam de gând să modernizez. O să le fac ei cum o să le facă și noi în anii următori să modernizăm. Eu vreau vă spun sincer, cel puțin pe zona urbană, s-a rezolvat problema străzilor și aleilor pietonale fără gropi străzile. Chiar dacă voi scrie un proiect, cum vă spuneam, de regenerare, revitalizare a spațiilor publice din oraș. Noi până atunci trebuie să le păstrăm așa cum trebuie. Când începem investiția, domnule, acolo practic, imaginează pe cele două bulevarde, când încep cu aleile și parcul de stânga-dreapta, imaginează că acolo 50-60 de ani nu mai umbli decât să mai tai, să mai cureți un pom, să mai schimbi un pom, să mai pui flori. Pentru că vreau inclusiv sisteme de supraveghere, vreau fiecare din parcurile acestea să văd dacă va fi eligibil să fie acolo 2-3-4 bănci care să aibă și posibilitatea de conectare la internet, de încărcare a acumulatorilor, că sunt tineri, se termină telefonul, până mă duc acasă, nu ne te cuprezi acolo. Vreau să vă spun că am alocat bani, inclusiv pentru realizarea unui parc fotovoltaic, sper să fie eligibil, cu o contribuție generoasă. M-am gândit la ce? Ca tot ce înseamnă iluminat public din orașul Uricani, tot ce înseamnă consumul de curent de la școli, grădinițe, casă de cultură, primărie, clădirile publice în general, să scăpăm de o mare parte a plăților pe care le facem. Că Uricane, v-am spus, e lung. Iar o să... Avem foarte mult stâlpi de iluminat, foarte multe corpuri și dorim să extindem. Ei, ce mult ne-ar ajuta un asemenea parc fotovoltaic care ar produce energie electrică, pe care dau un sistem și primesc înapoi jumătate, câte să scadă costurile cu elenul, cu transportul și așa mai departe, și să dăm mai puțin bani la energia electrică. Și sigur, inclusiv învățământul să beneficieze de aceste facilitate. Am uitat să vă spun că vreau corpul la policlinica, unde am ambulatoriu de specialitate, urgența, etajele de sus, unde sunt medici, cabinetele medicilor de familie, vreau în mandatul acesta să modernizez clădirea, în special prin eficientizarea energetică, așa cum s-a întâmplat cu corpul B, care acum e predat Consiliul Județean și care îi mulțumesc pe această cale, că s-au ținut de cuvânt și au făcut acolo acel centru pentru persoane cu probleme speciale, da? Nu numai că sunt locuri de muncă, în Valea Jiului era lipsă, dar eu trebuie să am grijă de clădirea asta, care e a noastră, corpul A, să o punem pe picioare, tâmplărie, eficiență energetică, plafon izolat, tot frumos, cu încălzire specifică, adică clădirea să fie pusă la punct din toate, cu instalații sanitare, electrice, tot ce trebuie, termice și așa mai departe, practic să funcționăm pe energie cât mai verde, cum se spune. Nu vă ascund faptul că am pregătit și știți bine, sper să reușim. O spun, nu cred că va fi vreun coleg penalist sau serist care, dacă urmăresc, de multe ori mi-e și frică să spun public. De ce? Eu am pățit într-un an următorul fenomen. La școala generală numărul 2 a picat centrala termică. Cred că acum vreo 12 ani. Și a picat centrala termică. Era pe cărbune. La vremea respectivă, domnul Funeriu era ministru învățământ. Al educației, da. Domnul Părvan Ilie era inspector șef. Sau adjunct, nu mai rețin. Cel din Petrușan, bă, brunetul. Bă, lăutarul, sau cum îi zice. Ăla era șef. Da. Domnule, am băgat calorifere, am cumpărat rapid calorifere. Am micșorat programul la elevi. Pocneau toate instalațiile electrice. Am
dar la jumătate, să fie nici cald, nici frig, dar nu. Și am făcut rapid un proiect al celor de urgență bani de la minister și bineînțeles că m-am trezit cu un refuz. Când a venit domnul Funeriu, când au venit primele microbuze și am mers toți primarii la TVA, eu m-am mai întâlnit cu el, m-a cunoscut omul. Domnul primar, îmi pară, zic, domnul ministru, ce ați avut, domnule, cu mine? Că mureau, înghețeau copiii de frig, domnule. M-a săsat pur și simplu, bă, a venit la mine inspectorul ăsta, al vostru. Ce are, mă, cu tine, Pârvan? Păi, bă, s-a venit și a zis, domnule, cum îi dai bani la PSD-istul ăla împuțit, că vrei să-l faci cu aia mare, să câștigi alegerile? Zic, te dă, nu, te rog să mă crezi că eu te cunosc. Am lipsit în momentul când s-a făcut lista și l-am văzut că m-a mințit. Și secretarul de stat, n-am verificat lista, el a semnat-o. Dacă eram eu, tu nu dispăreai de pe listă. Domnule, oricum vă mulțumesc pentru sinceritate. L-am depășit. Păi cum l-am depășit? Păi ce să fac? Am tăiat absolut toate alte cheltuieli din alte părți, pentru că aia ardea, cum era să-l țin copiii în frig. Și am adus centrală nemțească, până am grăbit licitație tot, și am rezolvat problema la copii, dar m-a durut, pentru că... Da, așa v-a zis dumneavoastră, domnul Funeriu? Da, la vremea respectivă, da, că Ilie Pârvan a spus, va fi, cum să-i dai bani la PSD-ul am puțit, că la vrei să facă, nu vă spun, aia mare. Că faci pe ăla cu aia mare. Adică a trecut vremurile, eu cred că a devenit mai înțelept astăzi. Dar s-a întâmplat. De aceea spun, câteodată, parcă ți este teamă să nu te agățe vreun penalist, să se ducă, dacă aude decât de un proiect al meu, să se ducă să-i spună, bă, nu-i da, bă, la un piedică pe ăla de la Uricani, pune o piedică. Dom'le, pe vremea noastră, vreau să vă spun că, din potrivă, dacă venea vreun primar de ăsta, nu e sprijineam. Era colegul nostru. O face pentru oameni, dom'le. Până la urmă, campania electorală, aia trece. Mai departe faci, păi ce-ar fi să fac strada aici? Dar atunci era campanie, când s-a întâmplat nu, lucrul ăsta? Nu, nu. Era la mijlocul mandatului. Și acum dați-i dumneavoastră din casă. Ce o să spun acum domnul Pârvan? Dom'le, a trecut atâta timp. Dumnezeu să auziți, cu mila cele bune să se adune, cele rele să se spele. Nu știu dacă domnul Pârvan va fi de aceeași părere. Să fie sănătos, să-i dea Dumnezeu sănătate. Anul ăsta trebuia să iasă la pensie în Consiliul de Administrație, unde avem majoritate, nu vă ascund. Am solicitat omul să mai bea salariu acolo cu un an de zile, pentru că în vară încetează, și știți, în toamnă începe nouul an școlar, la ei se calculează anul școlar exact cum este el, nu an calendaristic. Și s-a prelungit să mai mănânce și el câte un pic de cașcaval, chiar dacă ei fac propagandă pe posturile de televiziune, că pensionarii să stea la pensie, să poftiți? Sunteți răutăcios. Nu, nu, stați un pic. Păi eu merg cu instrumentul peneliștilor și useriștilor mincinoși, care au spus că prima oară când vin și îmi cer iertare. Uite, chiar trebuie să o spun. Cum vin la guvernare, taie pensiile speciale. Toate. Au dat o lege în care au tăiat pensiile la parlamentari. Aia reprezintă 2% din bugetul de stat. Din bugetul de pensii speciale. Și acum au pe masă să taie acea indemnizație, zic ei, pensie specială, pe care, conform codului administrativ, ar fi trebuit să o primească primare după ce iese la pensie, după 65 de ani. Dar numai dacă nu lucrezi nicăieri, atenție, ca o compensare pentru restricțiile la care sunt supuși primare, la fel ca procurorii, ca judecătorii, ca polițiștii, dar noi fix ca ei avem aceleași restricții. Și taie ceea ce nici măcar nu ne-au dat. De acord. Dar în buget nu se vede nimic, că nu ne-a dat niciodată nimic, nu nouă. La cei care au peste 65 de ani. Și am dat un exemplu bot gros. După 20 de ani de primărie, și vă 22 de ani de primărie primar și vă 21 de ani de mine, e adevărat, de suprafață. Vrei că ai ieșit la pensie, ai ieșit cu 16 milioane. Vă întreb eu pe dumneavoastră. E normal ca omul ăsta după 43 de ani de muncă, din care 22 de ani primar, să ieși cu 16 milioane la pensie? Adică e o bătaie de joc. Măcar pe vremea lui Ceaușescu, dacă plecai de la mină, îți mergea vechimea de la ultimul loc de muncă. De ce? Se considera că pe tine te-a pus comunitatea în vârful ei să o conduci, fără să-ți spezi drepturi. Inclusiv Carta Europeană spune. Trebuie să existe elemente compensatorii. Dar nu-i nimic să le taie. De altceva să spun. Domnilor de la PNL, de la USR, cu gura mare, cu minciuna, cu gogoașa, vă e frică, domnule, să mergeți mai departe? Tăiați, domnule, pensiile speciale la toată lumea, cum a spus. Vă e frică de securiști?
de procurori, vă prind cu furăciunea, vă e frică? Vă e frică de judecători? Vă e frică? De ce vă e frică? Rareș Bogdan, ăla care spune că e prieten cu tine, Rareș Bogdan, știi tu la cine mă refer din Valea Jiului, spune că te ajută Rareș Bogdan să-l bați pe Buhăescu, ia spune el mincinosul ăla că dacă te nici nu te bagă în seama, atunci te încuraja că te-a văzut lache. Dar vă zic de răutate, Rareș Bogdan, peneriștilor, spuneți-l Rareș Bogdan, mergeți la guvern, la parlamentare voștri, useriștilor, tăiați pensiile speciale. Ați uitat? Tăiați, domnule, la toată lumea. Sunt de acord. Și pensiile se dea pe principiul contributivității. Nu pentru unii ciumă, pentru alții mumă. Ați fost ochii castel la câteva sute de parlamentari. Sunt zeci de mii. Domnule, atenție, nu ne tăiați la cei care chiar sunt în pericol. Dar, domnule, dacă baza a fost că sunt niște restricții, păi noi avem la fel ca poliția, la fel ca procurori, ca magistrații, avem aceleași restricții. Familiile noastre au aceleași voie, afaceri nu au voie. Corect! Dar ori să dăm pentru toți la fel, ori numai pentru unii, pentru propagandă electorală falsă, mincinoasă. Domnul primar Tibi, sunt convins că o să fac o scrisoare, se ceară lui Aleș Bogdan. Domnul David, ceilalți colegi de la PNL, USR-ul, cu gura mare. Băi, fraților, tăiați, bă, pensiile alea speciale, că prea mult timp ați dus cu preșul poporul român. Numai propagandă ieftină, mincinoasă. Tăiați pensiile speciale. Am ce dreptare. Și eu sunt de acord și nouă, care oricum nu le-am primit și nu o să le primim. Da? Dar la toată lumea, domnule, numai pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Face numai de ochii lumii, se scoate moarte, se prostim pe oameni care am tăiat. La fel de tonic cum vă știm noi, ați încheiat această emisiune. Da, și vreau să mai spun ceva. Eram convinsă. Știți că la bugetul local, e adevărat că și la primăriile PNL s-a întâmplat lucrul ăsta, la acele sume care îți dau din TVA pentru echilibrări, mi-au scăzut cu 500 de lei per locuitor, mai puțin bani față de anul trecut. Recunosc la toate primăriile, indiferent de culoare politică. Ce semnal ne dați voi, cei de la PNL, de la guvern, de la... Domnul reformă a învățământului, cum îi spunea domnul Ioanes, avea și un titlu de campanie, aia, învățământul, nu știu cum. România educată. România educată. Ce educată, băi, învățați pe oameni mincinoși, voi mincinoși, vă dați exemplu de minciună. Da? Că sunteți mincinoși. Păi noi pe administrațiile locale, dându-ne din TVA mai puțin bani, ce urmăriți? Să nu ne dezvoltăm comunitățile locale? De fapt, aici despre cine e vorba? Doar pentru comunitățile locale care au venituri sub media minimă pe cap de locuitori. Cum e Valea Jiului, de exemplu. Clujul, Iașiu, nici n-aveau nevoie de București. Au bani din tot cu furca. Rămân bani necheltuiți din tot cu furca. Pentru că au așa de mulți bani că le elene să mai și gândească. Dom'le, dar ce urmăriți? Să ne dezvolți? Da, noi ne vom bate din puținul care îl avem să-l dărâmim, să dezvoltăm locale. În ce iertare că am depășit și sper să depășesc momentul ăsta, dar cred că este vremea că prea mult ne-au lovit. Prea mult ne-au dat, știți dumneavoastră, multe etichete cu M și mă rog. Dom'le, bun, sunt la guvernare de aproape 2 ani, stați un pic. Deci în octombrie se întâmplă, mai un pic, în luna octombrie, peste vreo 6 luni, 2 ani. Ne-au datorat țara, anul trecut au împrumutat pe nimic. Peste 20 de miliarde de euro într-un singur an, 2020. Fără să se vadă din 20 de miliarde dacă dea un pic la autostradă sau la pensii. Nu, domne, ne punem întrebarea unde s-au dus banii. Niciodată un guvern ca acest guvern n-a avut șansa să tragă mai mulți bani europeni pentru România ca acesta. Vă dau un exemplu. Sunt 96 de miliarde. Sunt vreo 22 de miliarde din actualul exercițiu financiar european, care e valabil până în 2023, da? Sunt 30 de miliarde din PNRR, Programul Național de Reziliență și Redresare, și diferența până la vreo 46 sau câte, până la 96, noul exercițiu financiar european, aș subdenumea fonduri structurale, unde mai vine peste asta și POJTU, adică tranziția justă, chiar dacă sunt puțini bani. Da, pentru Valea Jiului, de exemplu, pentru zonele, că nu doar pentru Valea Jiului, noi suntem pionierii, suntem primii care avem șansa să agățăm. Dar în momentul când voi negociați cu Comisia Europeană, care au o deschidere fantastică,
De multe ori ei se duc și spun, domne, ajunge, domne, să pună primăriile, domne. Și cetățenii la blocuri, 40%, domne. Nu ăia spun, domne, ai noștri. Domne, dar așa cum Polonia, în zonele miniere care au trecut prin restructurare, ce au spus? Păi, în Polonia, vreți blocuri? Da. Ce spune Uniunea Europeană? Pune numai 45. Guvernul cât 15 și noi 40. Nu, uite, noi, guvernul polonez, pentru că ați trecut prin restructurare, ați spus fără locuri de muncă, primările numai de la cine se ia impozite, o să vă dăm noi o lege în care voi să puneți maxim 5%. Așa cum și Germania. În România de ce nu se poate? Guvernul pentru, pe nou program, rețineți, Valea Jiului, vorbim de Just Transition. Astăzi, când stăm de vorbă, mediul privat, astăzi, și administrația locală nu are nici o facilitate fiscală. Deci noi când vom depune proiectele europene, chiar și pe tranziție justă, vom lua bani în aceleași condiții de contribuție ca și timișoreanul, ca și bucureșteanul, ba mai mari, vor fi bani, mai mari decât... Vor fi bani strict pentru această zonă. Da, 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 dacă nu... Dar nici nu trebuie să cred că nu pot să iau. Că trebuie să pun la fel cum pune primăria Timișoara, care e plină de bani, care are venituri pe cap de locuitor de vreo 30 de ori. Păi tu mă compar cu ăla. Deci pe cap de locuitor venituri de vreo 30 de ori. Eficiența lor lasă de dâne. O să vedeți. Da. Timișoara, Valea Jiului, noi trecem peste ei la parte de... Trebuie să ne oprim, domnul primar. Da, și cu asta termin. Păi cum e normal, cum să dezvolți mediul privat în Valea Jiului, dacă în Moldova trebuie să pună 35% și noi când suntem parte din regiunea vest super dezvoltată, trebuie să punem 45%. Păi n-ai spus că ajungi Valea Jiului și ca mediu privat să dezvolte afaceri și să creeze locuri de muncă în Valea Jiului, să-i dai facilitate maxim 20%. Restul, ajută-mă guvernul și pune tu că, virgulă, Comisia Europeană chiar a spus, pentru așa ceva, chiar sugerează guvernelor să ajute administrațiile locale din zonele miniere aflate în restructurare. Numai că guvernul niciun centru vrea să dea. Bă, nu dai pentru noi primării, dă pentru mediul privat. Cred că v-ați făcut înțeles, domnul primar. Și sper. Probabil și deci, că v-au auzit. Și atunci a spus, măcar atât, încercăm să luptăm, ca măcar pentru blocuri, da. Da? Măcar acum să scădem contribuția la 5%. Primul pas l-am obținut pe ADR, l-am obținut. Eu fiind membru în conducerea ADR-ului, nu știu dacă știați. Da, știm, felicit. Acum am reușit să fac lobby și mulțumesc Sorin Maxim, mulțumesc la toți colegii din ADR că au reușit să convingă. Prima tranșare s-a tăiat de la 40% la 20%. Dar asta e valabil pentru toată regiunea. Noi pentru Valea Jiului vrem 5%. Da, întotdeauna să știți că timpul pare așa nelimitat, da, când... Dar ce vreau să vă spun și în cerere, tot timpul parcă mai aveți ceva de spus. Dacă nu ne batem pentru lucrurile astea, să știți că sunt lucruri care dorm noaptea, da, te trezești. Dacă vei cu adevărat suferi pentru ele, te bați pentru ele și într-un final sunt convins că vom avea succes. Cât de mare va fi el, depinde și de încăpățânarea PNL-USR. Sper să vă calmați acum și pe final. Și au să PNL-USR, cred că am dat UDN-ul rată că e un partid mai serios. Hai să ne calmăm. Da. Cum vă petreceți seara asta? Așa mi s-a părut că sunteți un pic mai agitat. Sigur că mă doare, cum să nu mă doară, când văd atâtea piedici, se minte la televizor. De obicei, cum vă petreceți serile, domnul primar? Se le fac cât mai pot mișcare, mai discut cu doamna mea, mai mă uit la televizor, nu vă ascund, mai mă informez pe tabletă, pe telefon, să văd noutățile din... Deci activități relaxante. Încerc să fie relaxante și nu vă ascund că dorm de... Și nu vă ascund, să știți că nu e un teatru absolut deloc. De multe ori dorm gândindu-mă ce probleme mai sunt, care sunt mai grave, la ce vom face mâine, mai iau pixul, mai notez, să nu uit aia, sunt foarte multe. Pentru că, pe de altă parte, să nu uităm că trebuie să avem răbdare, timp necesar și pentru probleme curente ale cetățenilor care vin în audiență la primărie. Oamenii din Unicaia știu că la mine nu trebuie să scrii cum e la alte primării, unde sunt primari de aia, grandomani, cu poliție, dur până sus, adul jos, să vină numai joia, nu la mine când vine omul, domne. Dacă nu am pe nimeni în birou, intră frate și hai să vedem. Sunt probleme cred curente. Cred că oamenii știu deja lucrurile. Da, sunt probleme curente care să știți. Foarte mult și dacă nu rezolvi anumite probleme, stilile, dar le îndrumi unde trebuie,
Omul este mulțumit. E nevoie să comunicăm cu cetățenii. Așa este. Mulțumim, ne-ați comunicat multe lucruri astăzi. Mult succes în tot ceea ce v-ați propus. Să ați spus mulțumesc. Și niște lucruri foarte interesante, unele acuzatoare la adresa unui. Nu neapărat, dar auziți. Vom vedea și efectele. Vreau să vă spun un lucru. Asta o spun mai degrabă, ca au timp să repare. Da. Eu mai degrabă e o provocare. Nu neapărat să-i acuz. I-ați provocat. Dar trebuie să aibă timp. Sunt de acord. Dacă vor voturi în viitor, eu le dau timp suficient, mai sunt 3 ani și ceva, să rezolve problemele care le-au promis și pe care le expun aici, da? Să le rezolve ca să câștige voturi. Așa este. Mulțumesc încă o dată. Să câștige voturi. Vă mulțumesc. Rămâneți cu noi, vin știrile imediat. Avem foarte multe informații interesante despre Valea Jiului. Să aveți o seară cât mai bună.